20.000 de euro pentru a-l scăpa de o faptă penală, atât a cerut un angajat al Inspectoratului de Poliție Botanică a unei persoane. Bărbatul a fost reținut zilele trecute de procurorii anticorupție. Acesta ar fi pretins suma de 20.000 de euro în schimbul promisiunii că l va ajuta să scape de pedapsă pentru excrocherie. Individul a primit cu ajutorul unui intermediar suma de 7.350 de euro în trei tranșe. Săptămâna trecută omul legii și complicele acestei au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii anticorupție care au efectuat percheziții corporale în mașinile și casele bănuiților. În rezultatul acestora au fost ridicate sumele de bani obținute ilegal. Acum poliția a deschis o anchetă pentru a vedea dacă și alte persoane au fost implicate în această schemă.